După Berca, o altă comună buzoiană ar putea avea o stație de pompieri. Este vorba despre localitatea Bălăceanu, acolo unde autoritățile locale sprijină demersul de amenajare a unui nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neron Lupașcu din Buzău. Vom încerca să mai înființăm un punct ISU în zona Bălăceanu, cu sprijinul primăriei Bălăceanu sau cu sprijinul primăriilor din zonă. Am analizat, ideea mi se pare foarte bună, toți factorii de decizie au apreciat-o, care este foarte bună și că un astfel de punct ISU la Bălăceanu ar reduce foarte mult timpii de reacție. Prefectul Buzăului spune că stația de pompieri de la Berca se află deja într-un stadiu avansat de implementare. Veți vedea în curând acel promis punct ISU la Berca. Deja primăria Berca a recepționat partea metalică și cred că în curând se va începe montajul la remiza care va costi autospecialele. În acest moment, în județul Buzău, sunt operaționale două detașamente de pompieri, la Buzău și Râmnicu Sărat, o stație de pompieri la Mărunțișu și patru puncte de lucru la Nehoiu, Beceni, Padina și Pietroasele.